Rareș a văzut cum Diana l-a palmuit pe Radu. Concurentul spune că și pe el l-a lovit. La Bonfire, Rareș a văzut imaginile cu palma pe care iubita Diana i-a aplicat-o ispitei Radu. Aceasta a recunoscut că și pe el l-a lovit. Într-o discuție cu Romeo, Diana a afirmat că Rareș vorbește prost despre ea, dând dovadă de lipsă de respect la adresa ei. Iubitului nu i-a plăcut această afirmație. Conform lui, a fost singurul aspect care l-a deranjat în imaginile pe care radu vulcanii le-a arătat. De asemenea, nu a părut surprins să o vadă lovindu-le pe radu, ispita cu care se juca în piscină. Spune că și el a primit o palmă în timpul unor discuții aprinse. Rare și-a văzut cum Diana l-a palmuit pe radu. Tânărul spune că și pe el l-a lovit. La Bonfire, Rare și-a comentat afirmațiile Daianei legate de gelozie, lipsa de respect, dar și comportamentul pe care tânăra îl are în Villa Escape. La mine a devenit chestia asta o leacă de obișnuință, să spun așa. Eu fac haz din treaba asta cu gelozia ei și fac asta când e geloasă. E o chestie normală la mine. Nu ar trebui să fie așa normală, dar m-am obișnuit. Mai exagerează, ea oricum un pic. Nu e chiar așa nepăsătoare cum pare. Singura chestie care m-a deranjat la tot videoclipul ăsta e treaba aia cu respectul. Aia eu nu-a avut ce să caute acolo cuvântul ăla. A zis Rareș. Concurentul de la insula iubirii crede că Diana a exagerat când a vorbit despre respect, a spus că a simțit că nu o respect eu și a cred că prin treaba aia a vrut să spună că eu trebuie să reacționez ca ea când se dă cineva la unul dintre noi cum a fost faza cu piscina. De la lovit pe băiatul ăla în piscină, pe polițist. Așa vrea să fac și eu cu fetele, dacă vine una să mă atingă, bam să-i bag și eu o palmă. Iubitul Daianei a recunoscut că a primit și el o palmă de la ea. Da, am luat o singură palmă de la ea. A fost o ceartă. Mai multe subiecte neterminate s-au deschis toate într-o seară și așa a fost. Nu a fost chiar așa dureroasă. Dar s-a întâmplat. Vezi întregul moment în materialul video din galeria foto. Urmărește Insula iubirii pe Antena 1 și în Antena Play.